Nu mai suport. Ședința s-a transformat, din punctul meu de vedere, într-o bătaie de joc. A exclamat consilierul județean Adrian Egoiță după ce a ieșit din sala de ședință. Că a avut motive probabil biologice. Și alți aleși sunt de părere că banii județenii nu se distribuie în funcție de performanțe. Era necesar să se amâne discutarea pentru a se analiza din nou documentațiile depuse de fiecare solicitant, să vedem exact cât se impunea să facem modificările în funcție de activitatea sportivă a fiecăruia. Consilierii județeni susțin că sumele oferite diferă chiar și cu 50.000 de lei, chiar dacă sportivii au performanțe asemănătoare. Să aloci niște sume în stânga, fără să ții cont de dreapta, fără să ai un pic de aplecare asupra muncii, așa, cu seriozitatea fiecăruia, chiar mă depășește. Nu pot, îmi pare rău, dar de-aia am și plecat să nu mai fiu pus în postura de a vota așa ceva. Sumele propuse spre vot consilierilor județeni însumează aproape 2 milioane de lei. Concret, clubul de rugby din Timișoara primește 400.000 de lei, echipa de handbal masculin din oraș 250.000 de lei, echipa de volei 100.000 de lei, iar clubul de motociclism Typhoon 70.000 de lei. În cazul în care era amânat, proiectul lăsa mai mulți sportivi fără bani și le făcea imposibilă participarea la unele dintre competițiile europene.